Cu 6 ani jumătate în urmă, în aprilie 2009, aici, sub zidurile guvernului, erau bătuți oameni, protestatari pașnici, reținuți abuziv sau chiar arestați abuziv de către poliție. Răpiți, pot să zic, din stradă, că reținerea se face pe bază legală, te prezinți, motivezi și tot așa. Dar tinerii cei erau răpiți din stradă și erau bătuți aici în spatele guvernului. Cineva de la Casa Presiei a văzut asta, eu eram reporter la Jurnal TV și m-au sunat, eu eram în fața guvernului, urmăream protestele, filmam, relatam. Era ora 10 seara pe 8 aprilie, am alergat să văd cum sunt bătuți oameni. De acolo, printre copaci, am intrat, am văzut, am filmat, până când m-au observat și m-au bătut și pe mine. Am identificat vreo 2 dintre cei 6 agresori. Unul singur era în uniformă, a fost judecat și achitat, pentru că zice justiția moldovenească că nu i-a putut demonstra vina. Altul identificat e blondul cu plete lungi, Vitalie Burlacu, care după aceea a fost arestat pentru încercare de mituire de deputați cu câte un milion și ceva de dolari. A fost condamnat în lipsă și iată acum iar e fugar. Iar dosarul penal în care eu sunt victimă și el era cumva bănuit o vreme, stă la Procuratura Municipală. Ivan Deacov acum o face pe opozantul și pe corectul, dar sub oblăduirea lui timp de 6 ani până acum nu s-a făcut justiție și n-a fost tras la răspundere Vitalie Burlacu, de exemplu, sau n-au fost identificați ceilalți 4. Că Burlacu a stat cumva, a condus operațiunea de agresare a unui jurnalist și de jefuirea lui de 2 camere video. Deci el parcă nu m-a atins din câte am văzut eu, dar mi-am pierdut o leacă cunoștință, am stat cu fața în jos, n-am văzut. Dar pe alții am văzut cum m-au agresat, pe cei nici n-au încercat să-i identifice. Poate dacă ajungeam vreun funcționar public, am candidat la mai multe concursuri pentru diverse funcții publice, dacă ajungeam pe partea cealaltă a baricadei, poate cumva aș fi fost și eu mai cuminte, înțelegător, mai iertător, mai sobru, mai diplomat, dar dacă nu m-au lăsat nici la televiziunea publică, la funcția de director, de președinte al companiei, de membru în Consiliul de Observator, nici în Consiliul Coordonator al Audiovizualului, nu m-au lăsat nici în Consiliul cel antidiscriminare. Dacă nu m-ați vrut în nicio funcție publică pentru care eu mă simt capabil și cred că pot să fiu util societății, iată-mă să nevoiți să fiu în opoziție și să fac opoziție la modul serios, și ca artist, și ca jurnalist, și ca activist. Și ca politician o fac, da? Nu știu ce fel de politician este, eu dacă nici măcar nu s-a lăsat să candidez, iată, la prezidențiale acum vreau să candidez, dar îmi spun că trebuie să am un grup de 25 de oameni pe care neapărat trebuie să-i plătesc, da? Cu ce să-i plătesc? Eu un șomer, eu n-am cu ce plăti întreținerea mea, trebuie să merg pe bicicletă și să mănânc pe smeț de asta toamnă. Un ONG cu grani de la norvegieni, de la americani sau cu donații de la mulți cetățeni binevoitori, cu vreo 100 de membri cât a avut asociația Hyde Park, în condiții ostile de guvern, ostil, care ne hărțuia. Iată de ce prin 2008 chiar am lichidat asociația Hyde Park după 5 ani de existență oficială. Am autolichidat-o și activăm acum neformal ca să nu mai putem fi presați. Deci dacă am putut supraviețui în acele condiții ostile, dacă am putut gestiona transparent, iată, nu au putut să ne facă dosare penale, să ne prindă cu ceva de la pideri de fonduri, cum au făcut alți ONG și unii au intrat în ilegalitate sau au dispărut din țară ca LADOM sau ca Comitetul Helsinki, la care președintele s-a legat cu mafia numai ca să scape de dosare penale. Înseamnă că suntem capabili. Dacă am putut gestiona un ONG ca Hyde Park, cred că putem gestiona și o țară ca Republica Moldova, care nu e chiar țară, trebuie să recunoaștem, e așa o caricatură. Cu simțul umorului poți să o diriguiești. Dar lasă să existe Plahotniuc dacă își poate demonstra averile și legalitatea acțiunilor până acum. Dacă nu, lasă să existe, dar după gratii, cumva, cum stă și Vlad Filat. Dar și Filat cred că merită un proces transparent și corect. Nu așa, el pentru o mită de 250 de milioane stă închis și a stat tot timpul închis, iar cel care i-a dat mită pentru 5 miliarde de fraude stă în arest la domiciliu. Și asta se vede cu ochiul liber că nu e justiție echitabilă și corectă. Nu știu dacă o să aibă măcar ușor procesul transparent, dar la Filat nu s-a permis accesul
în ședință, în instanță, să vedem ce argumente folosesc ei. Cât nu are oameni cu atitudine, care să știe legile, să-și cunoască drepturile, să și le apere sau să le fi câștigat în lupte, nu neapărat cu arma în mână la Nistru, de exemplu, ci în lupte din astea, în instanță de judecată, în stradă, cu petiții. Asta e lupta democratică, legală a unui cetățean. Cât în Moldova nu prea are astfel de cetățeni, nu prea este stat. Majoritatea din cei pe care îi cunosc eu activi implicați, fie au dublă cetățenie, fie de altă etnie, deci moldoveni ca cetățeni activi nu prea avem. Deci încă nu există Republica Moldova, chiar dacă în calendar scrie că sunt 25 de ani de când și-au proclamat independența prin voia Moscovei. Sau urmând exemplu Ucrainei și altor țări din republici din Uniunea Sovietică. Îndemnam o habă de vreme oamenii, votați contra tuturor. Cum? Strică buletinul de vot, dă cu ștampila în tot. Sau puneam eu în paranteză, nu, ca să iasă în tonți. Îmi păreau toți politicienii corupți, incompetenți, impotenți, impostori. Și îmi par în continuare. De asta m-am apucat să candidez eu însumi. N-am pe cine să susțin. Dar sunt. În diverse formațiuni politice sunt oameni sinceri, naivi, sau corecți, principiali, dar care se eclipsează de oportuniști, oamenii ăștia ar putea să formeze un grup civic sau o mișcare politică cinstită, onestă, eventual să creeze o clasă de politicieni profesioniști. Dar deocamdată n-are cine să-i adune. Cred că ne face un mare de serviciu religia ortodoxă, creștin-ortodoxă. De asta sunt și ateu, activ, militant, mai ales când văd că biserica se bagă prea mult în treburile de stat, se bagă în școală, se bagă în spitale, unde vrei să fac. Mă mir că n-au făcut încă la guvern vreo capelă, ceva, ca să slujească. Dar este peste drum, catedrala, și se ducă ăștia din când în când și pupă poala popii, chiar dacă el e protestant, cum era Ghiliet, sau Filat, sau alții. Chiar dacă ei sunt atei sau au fost vreodată militanți atei pe timp sovietic, mulți dintre ei sunt născuți în URSS ca mine. Se duc acum și pupă poala popii. Nu l-ați văzut pe Voronin, cu lupul, cu titoreau reconstrucții de mănăstiri. Băi, voi, Partidul Comuniștilor, care ați prigonit toate bisericile și mai ales pe asta ortodoxă, acum titoriți mănăstiri. Deci ipocrizia, prefăcătoria lor și a cetățenilor care îi aleg și care le tolerează astfel de comportament sunt motivele pentru care Republica Moldova o duce atât de rău și pentru care e necesar să facem o schimbare radicală pornind de la noi înșine. Majoritatea sunt niște creștini de ocazie, de nevoie, pentru că așa e tradiția și ne ducem la nănașul și ținem azi sărbătoare. Suntem degeaba că azi e sărbătoare în calendar. E cu roșu în calendar și nu se lucrează. Când l-a nu lucrat, a pus bucuroși de sărbătorile de stat și de sărbătorile bisericești. Dar altfel habar n-au. Niciunul dintre ei n-au citit Biblia, că dacă citești Biblia devii ateu pe loc. Pe dată îți dai seama cât e de veche, de prăfuită, de sălbatică, de sângeroasă cartea aceea. Cât e de primitivă. Dar ei nu citesc și nici n-ascult ce spune popa. De atâta și popa vorbește bolborosit la biserică, ca să nu se înțeleagă ce spune, pentru că spune ineții. Și ca să pară misterios, se îmbracă în rochie aceea, dă cu tămâie să iasă fum, să se amețească și care se duc puțini la biserică, încă sunt mai întunicați decât acei care preferă să stea acasă și nu se ducă nicăieri. Și deschid din când în când poarta popii când vine de botează sau cu alte ocazii pe acasă să le ceară bani, pentru că așa face toată lumea și cum să intre în gura lumii. Că altfel, dacă ar fi după voia lor, nici bani nu i-ar da, nici nu i-ar deschide ușa, nici n-ar mai face crucele și ele deasupra ușii, deasupra geamurilor. Nu și-ar mai boteza copiii, dar gura lumii, ce zic gura lumii? Ar putea să creadă, eu știu, că am jefuit vreo bătrână, că am violat o oaie. Multe o să găsească, dar nu cred că au cu ce să mă șantajez. Poate de asta și-i deranjez, poate de asta și-a făcut pragul acela birocratic inaccesibil pentru mine, ca nici măcar să nu intru în vizorul lor, ca să nu aibă cu ce să ocupa laboratoarele lor de discreditare. Ei preferă să aibă candidații lor controlați și o să fie candidați independenți care o să reușească să strângă și 15.000 din 20 de raioane și câte 600 din fiecare raion chiar peste noapte, cum dacă vă aduceți aminte la primăria capitalei, Mihai Godea, în două zile o reușit să strângă 10.000 de semnături. Eu într-o lună n-am reușit decât 1.000.
tot independent ca el. Dar el în două zile a reușit. Interesant. Dacă e bun. Atât de bun încât partidul lui nu există. Dar a format și un partid. Trebuia să aibă cel puțin 4.000 de membri pentru fondarea unui partid. Gata, nu s-au, nici nu a participat la alegeri, îmi pare că. Bun. Și a ajuns consilier prezidențial. E clar că e cu mafia. Dar eu nu-s de acela. Pe mine n-au cu ce să mă șantajeze. Și încearcă să mă marginalizeze. Știți, dacă nu se răzgândește tovarășul coordonator și să zică nu-s bune alegerile astea, dă ordine acolo la Curtea Constituțională, anulăm, ceva nu a fost bun și numim, nu știu, prin ordin de la Nobel, pe viață, moștenitor de tron. E posibil așa ceva și moldovenii, mulți dintre ei, o să accepte și chestia asta. Ce să aștept de la o turmă de mioane? Am fost și rămân unionist. Odată eram unionist activ, înflăcărat, când asta era interzis și pentru asta puteți stai închis și chiar am stat de câteva ori închis pentru activități unioniste. Acum mi s-a răcit entuziasmul și elanul unionist, pentru că oricine poate să facă chestia asta în primul rând, pentru că guvernarea a pus mâna în creștet unioniștilor și le permite accesul la rubrica, site-uri pe internet, iată, au de gând să le dea și televiziuni, le permit marșuri, poate că și-i finanțează în vreun fel. Deci, nu vreau să mă asociez cu așa guvernare. Ideea unionistă e bună, dacă unirea se va face pașnic, legal, prin referendum, cu voința majorității populației sau prin decizia politică a Parlamentului, dar nu știu dacă poate fi schimbat statutul țării doar prin decizii fără referendum. Evident, sunt împotriva unei uniri cu forța, cu armata sau în circunstanțe cum a fost în 1918, pe timp de război, cu stres, cu armata rusă la granițe și tot așa. Dar, în mod sigur, Republica Moldova poate supraviețui și independentă. Plahotniuc a demonstrat până acum că e un, cum a zis el, coordonator flexibil și dacă a văzut pe timpul guvernării lui Voronin că nu poți să te împotrivești europenizării, că nu poți să te împotrivești ideilor unioniste, acum a întors macazul și le exploatează ideile astea ca tot el, vorba dictonului la vremuri noi, tot noi, ca tot el să rămână în spate cu sforile. Îi doresc Republicii Moldova, dacă mai vrea, să rămână ca stat, să rămână pe harta asta pe care le-a croit-o Hitler cu Stalin în 40, să facă un efort să-și înțeleagă soarta, să-și ia soarta în mâini și să nască cetățeni. Cât timp nu are Republica Moldova cetățeni, ea rămâne un proiect politic de conjunctură sub semnul provizoratului și care, într-o bună zi, se poate trezi din nou gubernie a Rusiei sau trei județe în România mare. Dacă vrea să existe ca stat independent și următorul sfert de secol sau măcar următorii câțiva ani, va trebui să se ia în mâini, să-și ia soarta în mâini populația de aici, să se simtă ca cetățeni, să-i citească măcar odată Constituția sau măcar Declarația de Independență și să înceapă a acționa ca și cum ar fi cetățeni locuitori într-un stat de drept democratic european. Altfel, rămânem o amintire tristă.